Salutări, sunt Mihai, am revenit cu numărul 79 a robotului spion în care aproape am terminat totul de montat. Primim senzorul CMOS și un cablu panglică. Și numărul acesta vom monta senzorul video. Haideți să vedem ce vine în numărul 80. Primim placa pentru microfonul stâng a robotului nostru. Sper că nu va trebui instalat în interior, fiindcă va fi foarte, foarte, foarte enervant atunci, având în vedere cum am desfăcut roboțelul. Și deși având cablul acesta de orientare, s-ar putea să-l mai desfacem cel puțin de două ori. Vorbim de senzorul ultrasensibil. Este acesta care are un capac și teoretic trebuie să aibă și un obiectiv de focalizare. Mi se pare foarte ciudat să livreze așa. Eu unul v-a sfătui să nu dați jos căpăcelul ăsta până nu vin piese care ne vor ajuta la focalizare, fiindcă nu se lasă senzorul așa. Avem aici senzorul. Vom face un montaj care mi se pare foarte fain și care este destul de enervant, fiindcă trebuie să îndepărtăm partea dreaptă a carcasei și înlocuim cablul cu 4 pin cu cablu FPC conform ilustrațiilor. Chiar nu voiam chestia asta. În fine, haideți să trecem la montaj și încercăm să facem pas cu pas. În primul rând, îndepărtăm carcasa lentilei. Deci mie mi se pare absurd să facem chestia asta. Ascultați-mă pe mine, mai bine lăsați. Și va trebui să luăm acest căpăcel și vom lucra cu asta. Haideți să vedem cum trebuie să orientăm plăcuța în primul rând. Nu sunt sigur cum ar trebui să funcționeze. Ideea e că avem niște socluri și se pare totuși că trebuie să îndepărtăm. Așa se pare că nu vrea să funcționeze. Și totuși trebuie să-l punem în soclu. În zona asta. Bun. Se pare că acesta trebuie montat. Nu știu dacă se vede aici, teșitura este mai mică, aici este mai mare. Cu teșitura mai mare, cu teșitura mai mică în jos. Acesta va veni aici, ok? Deci acesta va fi roboțelul nostru. Și în primul rând trebuie să îndepărtăm acest lipici. Așa, haideți să vă spun un secret. Înainte de a lipi, mai bine conectăm. Așa că conectăm această plăcuță. Ok, se vede, e conectat. Și abia acum, în momentul acesta, lipim. Lipim după ca să nu avem tensiuni. Bun. Iar acum, acesta trebuie să-l trecem prin gaura asta. Îl așezăm între cele două dungi cum trebuie. Trebuie să punem capacul. Să-l prindem cu șuruburi. Avem și o bucșă separată aici. Da, este un o-ring micuț. Haideți să strângem camera.
Bun, avem camera aceasta strânsă și trebuie să punem o-ring-ul pe partea aceasta care e dreaptă, nu știu cât de bine se vede. Și trebuie să fie undeva pe mijloc. După care luăm piesele astea două, avem două piese, avem camera în zona aceasta și acesta se va monta cu o-ring-urile în zona asta, așa? Probabil că da. Haideți să vedem ce ne spune revista. Nu, trebuie puțin mai în interior. De fapt, o secundă să văd. Încă sunt două piese aici. Ok, așa este perfect. Atenție, vedeți, partea asta trebuie să fie pe prima tijă și asta pe a doua. Vom adăuga partea de sus. Ah, cauciucul ăla ne ajută să ținem robotul împreună. Și vom adăuga 4 șuruburi. Haideți să vedem unde. În primul rând, în găurile din spate. Acesta fiind partea de sus, partea mai ieșită trebuie să fie dreapta. Încercăm să le adăugăm. Haideți să vedem. Bun, probabil va trebui băgat puțin mai mult. Și încerc și forțez și forțez până intră totuși. Acum vedeți și cum se desface. Bun. Avem camera, păcat că nu pot să-i pun capacul și foarte nervant ăsta. Trebuie să îndepărtăm partea dreaptă a carcasei din spate. Partea dreaptă este aceasta. Și cum oare îl îndepărtăm pe acesta?
Deci ideea e că asta trebuie să-l desfacem. Cablul ăsta se înlocuiește. Asta nu mai este cablu bun. Teoretic, roboțelul nostru trebuie să aibă camera atașată cumva așa. Și cablul acesta trebuie să intre pe sub robot. Zona aceasta cumva mi-e foarte greu să-mi imaginez cum se montează totuși acesta va veni în zona asta și cablul ăsta trebuie să treacă, să se ridice până aici și să lipim în interior. Nu știu cât de bine se vede. Adică, pe bune? Plus, pare să fie și un cablu destul de sensibil pe care nu prea aș vrea să-l deranjez, dar efectiv nu am în control. Bun, deci cablul acesta trebuie să vină pe aici. Scurt și la obiect. Pe sus. Totul trece pe sus, ok? Deci în zona asta, pe exterior. Scoatem piesa colorată. Bun. Scoatem celălalt șurub. Scoatem cablul de splitter. Încercăm să ridicăm plăcuța. Și zice ce trebuie scos, fiindcă acel cablu va trebui să vină pe aici.
Și acum haideți să montăm. Introducem antena. Și cablul ăsta nu mai avem nevoie de el, sigur, dar nici asta nu ne spune revista. Asta, out. Din păcate nu avem ce face cu el. Va trebui să introducem cablul acesta. Care este un cablu FDC și aici veți avea nevoie de doi oameni. Bun. Asta maro cu negru, nu știu unde merge. Trebuie să-l punem pe UC7. Nici nu știu unde scrie varianta plăcii. Dar cum văd, asta este singurul loc unde ar putea intra o mufă de acest gen. Așa că să-l tragem înăuntru. Avem mufa asta cu negru cu maro, care din nou nu știu ce vrea să fie și unde vrea să meargă. Avem mufa colorată pe partea cealaltă. Hai, bete, hai. Ok. Am și plăcuța asta sus. Plăcuța, cablurile colorate din partea cealaltă. Bun. Și ne distrăm cu partea noastră stângă. Cablul multicolor îl dăm deoparte, ăsta îl dăm deoparte, ăsta la fel îl dăm deoparte, desfacem ăsta și vom încerca. Aoleu. Așa. Perfect. Și acum restituim plăcuța colorată. Să sunt momentele când deja îți dai seama că ar cam fi timpul să te lași de electronică și robotică și chestii astea așa complicate. Haideți să scoatem și mufa asta, că văd că numai nu vrea să se comporte frumos cu noi.
Bun, în mare parte am cam dibuit toate firele aici. Haideți să prindem robotul pe partea cealaltă, să nu mai stricăm ce n-ar trebui stricat. Bun, mai urmează să conectăm mici piese. Cablul acesta multicolor trebuie să vină pe partea cealaltă. Și încercăm să-l dregem cumva. Bun, și ne-a mai rămas de conectat acest singur cablu, fire, și eu nu am mufă de 4 fire liberă. Așa că va fi foarte interesant. Da. Mai avem și o secundă, ca să se poate așeza aici. Mai avem și alarma noastră mică. Speakerul. Perfect, și în sfârșit avem un robot asamblat cu cameră și să sperăm că va fi totul ok mai încolo când vine sticla și restul. Am spus că numărul următor vine microfonul stânga robotului, care după cum văd, după formă, s-ar putea să se instaleze undeva. Sincer, nu știu. Mie frică să-l și văd. În fine, eu am fost Mihai, mersi că m-ați urmărit și ne vedem cu numărul 80.